Pentru fotoliul de președinte al Republicii Moldova vor concura 12 candidați. Comisia Electorală Centrală i-a înregistrat joi 6 octombrie pe ultimii patru pretendenți. Astfel, cei înscriși în cursa prezidențială sunt Marian Lupu, Partidul Democrat, Mihai Gimpu, Partidul Liberal, Iurie Leancă, Partidul Popular European din Moldova, Andrei Năstase, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Ina Popenco, Partidul Ravnopravie, Dumitru Ciubașenco, Partidul nostru, Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate, Igor Dodon, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Ana Guțu, Partidul Unionist Dreapta și candidații independenți Valeriu Ghilețchi, Maia Laguta și Silvia Radu. Comisia Electorală Centrală a respins înregistrarea pretendenților independenți Ion Dron, Roman Mihaieș, Vasile Tarlev și Vitalia Pavlicenco pe motiv că nu au depus numărul necesar de semnături solicitate. Alegerile prezidențiale în Republica Moldova vor fi organizate pe 30 octombrie 2016. Este pentru prima dată în ultimii 16 ani când moldovenii își vor alege președintele în mod direct.